de capul meu, ai de capul meu, ai de capul meu. Ok, deci salutare tuturor, eu sunt Cristi și el e Banana. Salutare lumea. Și poftă bună. Da, mulțumesc. Am gândit și ție. Mulțumesc. Și mai era Paici și așa Max și astăzi mergem într-un quest periculos. Oh my god, și acum să te ții comentarii că quest, ăla-i copia pe prin, că ce gosiești. Ok, de fapt mergem să căutăm un căluț. Deci nimic interesant. De ce? Minte! Cristi, nu mai aveai un căluț, nu-l aveai pe Fulger. Da, bine să-l aveam. Să zicem, decât că m-am dus în căutare de biome, de junglă. Și eu, ca Batman, m-am dus și s-a produs o extorsiune. Am căzut cu calul într-un într-un crater de la, cum se numea, Rivine, cred. Și a murit. Așa că avem aici sedelul lui Fulger și mergem să căutăm altul. Și suntem în drum spre casa lui Banana. Minte. Ba nu, nu minte. Minte. Văd pe aici niște copaci tăiați și niște ouă pe jos. Ai trecut pe aici, mă? La ce coronate? 100... 100... Ai de cap... A, cui e casa asta? A, iar am ajuns la Wolf. Să trăiască! Ai de capul meu, bă. Fii atent. Fii atent, doamne, fii atent. Am găsit la ăsta, cum se numește, Nether Warturi. Să trăiască! Ia amblem la mine, amblem la mine. O să-i las un mesaj să-i zic că i-am cardit și niște warturi Nether de-astea. Deci, bă, da, să-mi bag piciorul, am o bucată de white. De fapt, nu. Că poate dau spoiler. Așa că nu intrăm. Vreau să tai bucata asta de lemn. De fapt, asta e poță. Da, dar știi că aveam și eu să-ți dau, nu? Ce? Aveam și eu să-ți dau, nu? Ce să dai? Nedapar. Pana mea, ți-am zis de ceva timp că vreau. Și eu ți-am zis că-ți dau. Păi da, mi-ai dat, nu mi-ai dat. Da. Vrei să zic eu două? Zici că... De ce vrei să fac, să mă rog de tine? Ți-am zis, da, aș vrea. Pauză. Nu mai zis, ți-am zis că-ți dau eu. Tu pauză. Aha. Stai că mă pun. Drăguț. Așa, am fost într-un village, am găsit acolo niște săteni drăguți cu care am putut să fac schimb, am luat niște emeralde. Poate eu că ar fi trebuit să filmez de acolo, dar cred că eram la vreo 3000 de blocuri. Distanță, deci ce pot să zic? No, stai. Aruncăm astea. Vreau să fac un chest și... hai să vedem. Cică. Deci, da. Vezi că am cardit... Nu. Am cardit și eu cât... Câte... Va. Snake. Bună dimineața. Bună dimineața. Neața și ție, îi las. Îi las un emerald. Mersi. Frumos. Gata, așa am plecat. Bun. Dacă ești cash la wolf, înseamnă că ești pe lângă spawn. Da. De fapt, stai, că îi las așa și la și căscuța asta de iron pe care am găsit-o în chest și cu care n-am ce face. Ba, ce? Și cam avea. Am găsit o căscuță de iron într-un chest în pana mea. Aha, dacă te zici că ești la wolf acasă, înseamnă că ești pe lângă spawn, așa că treci la spawn. Ce să fac la spawn? Multe chestii. Caut căluți, lasă-mă în pace. Leave me alone. N-ai găsit căluți. Nu. Fuck you. Fuck you too. I kill you. Saki, saki. Silence! I kill you! The fuck? Zici că ești un de la, cum se numește, un maestru... Da, de arte marțiale. Și oare ar trebui să folosesc o textură? Nu știu, folosesc Faithful. Și dacă întreabă cineva ce fac eu aici, păi că... Nivelez tot asta ca să putem face ce... Hai,
Construcție. Ups, am uitat să pun Optifine. Bravo. A, da, și nu știu, bă, am arătat spawn-ul. Nu știu. Ok. La, oricum, l-am văzut, la mine l-ați văzut în live cei care ați fost. Și vreau să vă mulțumesc celor care ați fost așa, ok, deci rămânem la John Smith, rămânem la textura lui John Smith momentan, pentru restul episodului. Îmi place animația de la Turț, chiar are o animație. Bun, deci tot ce vedeți aici ai făcut de mine, nu de altul. Aha. Și cu ajutorul lui eu. Da, cu materiale. Din câte mi-aduc eu aminte în ultimul episod de-a meu, chestia asta era numai așa cu apă și mi-am pus slab-ul în ăștia să arate mai ceva. Știu că pe aici nu era iarbă din asta, nu știu ce. Aici e obsidianul ăsta, ca de obicei. Care obsidian? Ala care le-a pus acolo la fântână. Fântâna arteziană. Așa. Mă, nu știu, am pus pe aici. Mă, deci nu știu, asta e, eu am întrebare. Să vedem, deci, John Smith sau Sfax sau normal? Faithful. Sfax, uitați Sfax, mie îmi place Sfax, cred că e, adică nu cred că e textura mea favorită. Bun, aici vedeți tot ce am adunat momentan și mai și în chesturile alea și hai că mă duc înapoi la treabă că na, totdeauna eu trebuie să fac singur și... Da. Bun băiat, banana, bun băiat. Da, dar știi că trebuie să mai demolăm și muntele ăsta. De fapt, partea asta de jumate de deal din treapta, nu? Drăguț. Eu zic o chestie, el drăguț. Păi, în pana mea, zici, vezi că trebuie să mai nivelăm un munte, ce vrei să zic? Păi nu mult, e jumătatea altă de deal din dreapta. Can sound options. Așa, mai bine. Se face noapte. Noapte. Da, eu, deci sper că ai un sădor. Că eu n-am unde. La Ioana acasă. Da, bun. Dorm la Ioana, că eu o să ies. Că pana mea. Pana ta? În ce biome găsești cel mai des căluții? Într-o câmpie. Aha, aha, câmpie. Tell me more about it. Momentan sunt în pădure de... de... Dar tu, pe unde meri? În ce coordonate? 308.100. 308.100? Aha. Interesant, ieși un pic. Eu? Da, da, ok. Ce oază șmecher găsei acolo? Da, te intră. Păi încolo cred că o mers rătunul și și-o da spawn niște cai dacă o găsi, dacă nu chinionul tău să merg încolo. Am dat ocean în pana mea. Străbate oceanul! N-am mai ceva mai bun de făcut. Lol, deci e un deal cu o floare în vârf, dar fix în vârf. Și eu am ceva mai bun de făcut, dar trebuie să fac aici la spawn. Păi și eu am ceva mai bun de făcut decât să stau să caut, să caut cai, dar trebuie. Și asta până la urmă, nu? Adică ne trebuie să îl onorăm și noi pe fulger cumva, nu? Cu... prin... adică... Dacă tu nu-i pui, pui o din aia de diamond, o armură de calpan de diamond, n-a, are rost. Știu eu unde să fac rost, vrei să mă duc să o fur pe a ta? Bine, mă duc. Nu. Acum mă duc. Eu mor pentru... aia. Super, și o să pic în lavă cu ea. Și după aia, nu, că zic silence, I kill you. Da, și după aia o să fii cea genul. Nu mai intri și tu pe server, bă, da, la 3 dimineața când nu intri tu. Cam așa o să fie. Ce, domnule, câmpie, nu mă forța că pot să fiu animal și pe Minecraft. Tu, animal. Ce animal? Jită? Wow. Op, în partea asta n-a fost nimeni. Că dau de frame drop-uri când se generează ca lumea. Deci, da, în partea asta avem și noi șanse să găsim vaci. Ce faci? Doamne! Cai, mă, cai! Da? Ce ar fi ridicol?
Cataman acum că nu caut junglă, să găsești junglă. Ce bine ar fi. Da. Dai seama că mie nu merg cu omeni, vreau să găsesc cai, nu junglă, n-ai bine. Ce ai, domnule, mai bine cal. Mai bine junglă. Mai bine cal, ai dreptate, mai bine cal. Nu, mai bine junglă, m-am curcat eu, am vrut să zic altceva. Nu să zic mai bine asta. Bă, da, bă, stai aici, uite aici, am eu 4 chesturi. Tatără, dar asta e power 1, nu e a meu. Dar chiar nu mi-a pus la chestul una, chestul. Pă, pickaxe-ul înapoi în chest. Da, i-am dat eu pickaxe-ul, mă. Drăguț. Ia zi, mers pe la spawn degeaba. Și trebuie să-mi repar și o lopată asta, să-mi iau alta sau să fac altele din stone. Adică, pe bune, mi se duce și lopata deja. Tu la valoarea ta să folosești stone, mă. Mie mi se duce mâncarea, când mai rămân cu... Eu când mai rămân cu 10 cartofi mă duc acasă. Să ajung și acasă, mai am niște morcovi, o leacă de un măr, două pâini, da, mă rog. Am crezut că vrei să zici două pâine. Două pâine, da. Doi pâine. Mai am doi pâine. E, op, op, op. Acum chiar că se generează. Doamne, te rog. Uite un căluț. Uite un căluț. Fugi acasă cu el. Fugi. Fugi acasă cu el, nu îl lăsa. Bă, dar nu prea îmi place că e negru. Ai, pe din ăla să-l pati. Nu, pe bune. Și vezi că e să-l bate și nu prea stau în cușcă. Adică se zbat și urlă și... Lel! Lel! Uite un căluț micuț! Pe ăsta nu pot să-l cărăresc. Logic. Ah. Opa. Nea, nu prea are viață. Nici ăsta nu prea are viață. Dar pe bune, mă, ți-ești trebuie viață sau cal? Tu ce îți dorești la viață? Dacă tot poți să aleg între unul cu viață mai vai de capul lui și... Uite-l pe ăsta cu 14 viață! Oh, ăsta e al meu, gata. Și al meu are 14. Sau el 15. E Timmy. Timmy? Timmy! De la Timmy Turner. Nu, no, de la Timmy! De la Timmy Turner, da, da, știu. Da, mă, ăla din South Park. Timmy! Nu, no, de la Timmy Turner, mă, din desene. Da, știu, știu, știu. Gata, boss. Sau nu. Și pana mea. Ei, deci cum să zic eu ție, ăsta mă lasă să stau pe el, dar... Oh, oh, tătică, gata, gata, bă. Ok, acum de dracu-i casa. De fapt, asta e, olea, că lăsăm pe ăsta cu șaua aici. Și să vedem așa, cam, poate mai găsim vreunul cu viață mai mare. E să nu-ți fugă. Bă, mai mare de 4 nu cred că o să găsești. Bă, am găsit toată 5. Adică, știi, 15. Dar odată. Nu știu, cred că a mea are 15. Sunt curios cât sare. Wow, sare ceva, nu glumă. Cred că sare 4 blocuri. La mea, eu știu că e foarte rapid și sare numai 3 blocuri. La mine sare, cred că vreo 4, știi, de la maxim. E și la mine, de la maxim. Stai încotro, deci... Trebuie să mergem în partea aia, oleacă. Partea aia dăm de apă, deci mai mergem în partea aia. Și acum partea aia. Ok. No, bine, atunci eu dau o pauză aici așa și revin când ajung acasă cu căluțul. Ok, am revenit, adică am avut o mică altercație cu banana și de aceea poate că observați că viața căluțului meu e puțin scăzută. Puțin el a venit la mine, el a venit la mine și da, a dat... Da, și jegosul, jegosul i-a dat foc la căluț. Eu am încercat să dau cu ouă în el, de la găină, să îi dau de mâncare, să... Mă rog, înțelegeți voi. Ideea. El a venit primul la mine. Ăsta sare 4 sau 3? Nu știu, dar știu că dă un schelet în mine. Stai că... Na, sare 3. Ok, nu vine să cred, mi-am lăsat-o... Dă-mi și mi-te rog frumos o săgeată. De unde să-ți dau? De la tine, de acasă. Ok, eu stai acasă, stai că mă culc. Și după ce mă culc, vin și te ajut. Așa, să vă arăt și ce ați ratat, cei care ați ratat stream-ul. Adică ce s-a mai întâmplat.
Și... No! Poți să ieși o leacă? Stai să mor ăsta. Mă mor. Gata. No. No bine, boss. Stai așa de fapt. Iron Armor Horse. Sedelul lăsăm. Știi că putea să moară calul, mă, că i-am pus o apă. Ce? Știi că putea să lăsă moară calul. Da, ce om ești, bă. Zici și mie cu ce se hrănește calul să-i revină viața. Mare. Mere. Mere. Bun. Hai că am 6 mere să-i dau la băiat. Numai că i-am pus apă. Șoate. Să nu fiu rău. A, da, și asta aici le-am pus așa. Stați, ca să văd în ce o să fac asta. Templul și mă gândeam să fac cumva baza din asta și să-l fac din smooth, nu, de fapt da, să fac din chestia asta smooth și fețele de creeper să le pun să fac niște turnulețe pe lângă. O să vezi, uite, la ce mă refer. Momentan o lăsăm fără textură. Asta. Domnul Cal, vei n-am ca. Așa, boss. Așa, boss. Încă puțin. Știi că acum o să am nevoie de multe mere, nu? Sunt un dobitoc. Gata. Da, dar știi că îi se regenerează și singur. Da, așa și? Nu, că vreau să-l iau cu mine. Au. Și unde o să-l pui? Fac o groapă. Dar n-ai o lesă. Tu mi-ai zis că nu stă în lesă. Mă rog, deci hai să vă arăt ce s-a mai întâmplat pe la spawn. Și faci acum banana. Hai, ca să pot să încep și eu. Woo! Îmi place căluțul meu nou. Băi, ce prost îți, mă. Da? De ce? Pentru că eu aveam de ăsta, cum se numește. Hai de... Nu-mi place ceea ce văd de aici. Au, pentru că bună aveam acasă dimineața. Aveam un name tag și nu i-am pus nume. Nesimțitul. Dar bună dimineața. Și ne să-mi pun șocalul. Este să-i faci o groapă. Ok, îi fac o groapă. Bă, nu-l pun la Ioana, nu se supără dacă stă acolo atât timp că nu-i face nimic la celălalt cal, nu? Cred și sper. Știi că nu se împerechează numai dacă le dai tu. Știu. Și nu știu cu ce se împerechează căi. Wait. Nu. Bă, toate bune și frumoase, dar eu nu știu cum ar trebui să ieși eu de aici. Uite așa. Așa. Căluțul meu e acolo. Noi, eu hai că vin la tine, adică la tine, hai să vă arăt. Nu știu dacă... De fapt, nu știu ce ați văzut ultima oară, să fiu sincer. Că ne, m-am... Deci, m-am bulversat de tot cu ăsta, cu stream-ul. Asta parcă o văzuse, arăți oricum ați văzut-o gata, terminată. De fapt, hai să-mi recuperez și eu pickaxe-ul pe care l-aveam aici. Bun. Hai să explic și eu, de la ultimul meu videoclip. Că parcă eram acasă sau nu, mă știu, la tine parcă. Chiar nu știu exact. Cam asta ce-am făcut eu la spawn, cum arată. Stai că o să arăt. Să aici nu, stai că întrebă dirt. Am nevoie de foarte mult. Ia și tu dirt. Am și eu 21 de dirt. Mă rog, deci avem aici și o fântână făcută de banana. Niște... Da, stai cum se numesc, niște... Ferme făcute de banana. Niște ziduri făcute de banana. Și un fel de ceva construcție făcută de banana. Și iarba care e pusă de mine. Da, deci. Asta e forța. Și acum uitați-vă la ce om e, mă, băi, deci. Ia uitați-vă ce ne pune să nivelăm. Eu? Tu ai venit cu ideea. Nu e adevărat. Ba da. Bă, nu. Și uite-te, trebuie să mai dăm și asta jos. Parcă nu trebuia.
Păi da, arată urât. Adică o să fie dealul mai mare ca zidul. Bine. Dar nu de pe acum, stai că trebuie să... Uite-te aici când mai ai de dat. Da bine, termin imediat. Așa, hai. Da, am ajuns și tu. Da, eu pun dirt aici. Bă, stai, ho, oh, gata, stai. Uite, sapă-mă pe aici, așa. Adică... De fapt, sapă cum ai sapă. Contează, frate, dă-l dreacu, trebuie să fie dat jos tot. Sapă, tăt, e bine. Sapă, tată, sapă, groapă. Sapă. Deci, cum să zic ție? Astăzi am fost la o cafenea și mi-am luat un fresh de mere. Și era în cea de genul ok, mă așteptam la altceva. Adică nu știu cum să zic. Chiar era zici că știi cum se fac bananele când sunt pisate, n-ai? Adică ne bănuiesc că ai și tu copii de aia sau ai avut copii de aia mici în familie și ai văzut cum e banana pisată. Da, logic. Dar îi dau banana lui exemplu cu banana. Mă rog, deci cam așa era și aia, decât că nu știu. Mă, n-a fost rea, dar consistența era ciudată. Rămân la cafea de acum. Și pana mea a fost 10 lei pentru niște mere stoarse. Mai bine cumpăram și le storgeam. Storgeam? Da. Gata. Am și eu un clip în care pun storgeam. Gata. Naibiu. Ai, urăsc. Pe cine urăști? Gunoierii. Dar ce e cu ei? Oamenii ăștia te ajută, te scapă de gunoi și tu urăști? Nu, dar faza e că geamul e deschis și cred că se aude. Da, strigă-le și tu, fă-le cu mână. Zile și tu să zică salut la cameră. Salutați, mă, că... De fapt, oameni, domne. Da, da. Mă rog, eu hai că termin aici așa și revin când o mai face banana ceva interesant. Dar stă-te eu să fac, tu ai venit cu ideea să construim okay, aici. Bye bye.